Curtea de apel Timișoara și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023. În ceea ce privește volumul de activitate, acesta este într-o ușoară scădere față de anii precedenți. Acest lucru nu este neapărat unul negativ și ar avea drept cauză faptul că sunt contestate mai puține hotărâri ale instanțelor de fond. De altfel, indicii de desființare ale hotărârilor instanțelor de fond au scăzut, ceea ce indică o calitate crescută a hotărârilor tribunalelor, respectiv judecătoriilor. S-au înregistrat ca un volum total de activitate pentru anul 2023 un număr de 9421 de dosare, dintre care 7546 au fost soluționate. A rezultat un stoc la sfârșitul anului de 1875 de dosare, 231 de dosare fiind suspendate. În ceea ce privește volumul de activitate raportat la instanțele din circumscripția Curții de Apel, așa cum am spus, pentru Curtea de Apel Timișoara strict, volumul de activitate este în scădere, la fel și cauzele nou intrate. Același lucru se regăsește la Tribunalul Cara Severin, în schimb, o creștere a avut loc pentru Tribunalul Timiș și pentru Tribunalul Arad. Întreaga conferință de presă despre raportul privind activitatea desfășurată de Curtea de Apel Timișoara în anul 2023 o puteți urmări în cadrul emisiunii Nova Timiș în această seară de la ora 22:30.